Salut, sunt Alexandra Bălan și fac desene animate la Londra. Um, să vă răspund la câteva întrebări. Anul ăsta eu am fost foarte norocoasă în ceea ce privește uh, cariera mea, să zicem, uh, pentru că în momentul în care a pornit pandemia, eu deja lucram la un nou video School of Life. Uh, de data asta era vorba despre. Cum se întâmplă mereu la videourile School of Life, sunt exact pe subiectul care, mă, afectează pe mine la momentul respectiv. Deci acesta din urmă era despre cum să nu ne îngrijorăm că vom muri de tineri. Și având în vedere că pandemia era în floare și toată lumea se temea de moarte, și așa cred că a fost un proiect foarte bun pentru mine psihologic, să zicem așa. Uh, o să vă dau link-ul în descriere dacă vreți să-l puneți mai departe și vedeți ce faceți cu el um, Apoi, uh, studioul Nexus m-a angajat să lucrez la un proiect foarte special um, În colaborare cu una din um, prințesele familiei regale din um, Emiratele Arabe Unite um, Nu știu exact să vă spun... Cine, dar proiectul în sine este despre. este ca un showcase al istoriei Dubaiului, elemente din cultura lor, despre costumele lor, despre dansurile lor tradiționale. Și acest video va fi proiectat în cadrul unui mare expo care, văd că încă va avea loc, cred că în octombrie, nu știu să vă zic exact, dar da, ideea este că videoul va fi proiectat într-un pavilion mare cu un ecran curbat, foarte high-tech, nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult acest proiect și fiind primul proiect la care am colaborat cu mai mulți într-un studio, m-a impresionat foarte tare cum am reușit să comunicăm folosind zoom-ul în fiecare dimineață și, um, sincer, lucrul acesta m-a uh, învigora, așa, în fiecare dimineață, faptul că fiecare ne. ne îmi felicitam și ne toți ziceam hai că putem și chiar dacă e dificil nu știu, m-a făcut să mă simt să nu simt acea singurătate care a tot auzeam prin colegii mei care se luptau să lucreze în viața de freelancer singure acasă Ultimul proiect la care am lucrat a fost uh, pentru Disney dar printr-un studio afiliat care este aici în Londra. Și uh, din păcate nu pot să vă spun foarte multe pentru că ei sunt foarte grijuli în ceea ce privește uh, copyright infringement și uh, leaking, adică să se scurgă informația mai devreme decât uh, trebuie. Uh, cred că tot ce pot să vă spun este că. Uh, munca mea a constat în uh, animarea uh, anumitor scene de la în primele 5 minute. și ultimele 5 minute din film, uh, restul filmului fiind live-action. Uh, și va apărea în jurul Crăciunului, și să vă duce să-l vedeți. <laughs> uh, da, cam atât pot să vă spun. Iar acum, după ce am terminat acest proiect, sincer, vreau să mă axez un pic pe proiecte personale și uh, mie mi-e mai greu să vin cu idei și așa mai departe, așa că, nu știu, vedem ce, ce va urma, ce idei mai răsar. Rolul meu atunci când lucrez la un studio este acela de uh, asistent de animator, adică uh, animatorul senior uh, desenează foarte loose, foarte uh, ușor uh, mișcările personajelor sau ceea ce trebuie animat, iar eu uh, iau acele uh, mișcări foarte ușoare și le le simplific și le curăț și le concretizez în comparație cu modelele personajelor. Deci, noi primim mereu un model de personaj care ne spune: Uite, așa arată din față, așa arată din profil și așa mai departe, și trebuie să fie. personajul trebuie să fie consistent atunci când ajunge pe marele ecran. Asta înseamnă că toți animatorii trebuie să avem grijă ca știu și o ridul ăsta să fie exact atât de lung, în toate cadrele filmului și așa mai departe. E o muncă foarte nicăloasă, dar mie îmi place foarte mult, mă, mă relaxează foarte mult. În viitor mi-ar plăcea să fiu și eu animator senior ca astfel încât să fie mișcările mele acolo pe ecran și lucrez în direcția asta. Um, și următoarea întrebare. Ce tehnici de animație folosesc? Um, tehnici de animație. Eu am fost instruită în animația de mână, adică animația tradițională, animația hand-drawn și. Uh, cam asta ar fi tehnică. Nu știu dacă vă referiți la ce fel de software. Cel în care lucrez cel mai mult se numește TV Paint. Este un software francez care a luat stăpânire peste tot ceea ce înseamnă animație 2D de mână. Este foarte ușor de folosit, îmi face extraordinar de mult. Și folosesc o tabletă sintic așa încât nu se simte ca și cum lucrez, cum să zic, separat de modelul tradițional de animație pe hârtie și așa mai departe, numai că este mult mai ușor și putem să vedem preview-urile mult mai ușor. Da, recomand cu, cu, multă dragoste pentru cei dornici să încerce TV Paint. Da, nu știu ce să vă mai zic, cam, cam atât. Dacă vreți să mă urmăriți pe rețelele de socializare, sunt Sasha Underline Animates pe Instagram. Am și un website care este sashaanimates.com. O să vă scriu linkurile mai jos. Website-ul trebuie datat foarte mult, dar. Da, nu știu, sper că v-a plăcut. Mi-ar plăcea să deschidem o conversație în comentarii, dacă mai aveți alte întrebări și așa mai departe. Um, și ce să vă zic? Keep animating! You want to touch me, sweetheart? That make you happy.